Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale. De această dată facem un chest opening pe contul lui Alex, Mercy Fine Alex, zis și distrugătorul din oamenii Fine. De data asta avem aici un super magical chest, un magical chest, un giant chest, un magical chest din nou și un clan chest. Dacă vă place seria asta, fraților, nu uitați să plătiți și pe butonul de like. La 600 de like-uri suntem super mega forță. Și bineînțeles, în cazul în care vă interesează giveaway-ul cu GTX 1050, în descriere aveți un link. Dacă vă interesează cumva o reducere pe G2A, din nou în descriere, codul de reducere. Plus, dacă vreți să vă jucați un joc asemănător cu Clash Royale, doar că e pe Steam, și puteți să faceți și bani în cazul în care prindeți un skin super șmecher acolo la chest opening, în descriere aveți un link, adică Brawl of Ages. Instalează gratuit, parcă așa am pus tipul, cred, dar nu 100% sigur. Ceva în genul, instalează gratuit Brawl of Ages. Bun, hai să-i dăm drumul cu chesturile. Să vedem ce aducem. Să ne uităm rapid ce legendare lipsesc domnului distrugător. Bă, cred că ar fi bine dacă aș aduce un Mega Knight. Stai să vedem ce are noi. Da, pot să aduc Mega Knight-ul. Bun. Începem rapid cu free chesturile. Filmează, totul e bine. O să dau și un match sau două din astea de 2v2. Luăm pe nenea Crown Chest. Și Rage. Clasice. Hai să luăm de data asta Clan Chest-ul primul. Înainte la Giant Chest și Vrăjel. Mortare, la cum le împarti clară treaba. Bun, nu-i legendară nici aici. Încă aștept momentul ăla când mai au și o legendară din Clan Chest. Oglinzile și acum hai cu... Să trebuie să dea rarele oare? Cred că da rarele. Da, am vrut să zic că mai dă și un Rage sau ceva. Clone sau din astea. Măcar a dat oglinzile clasice. Nelipsitele oglinzi. Hai să vedem cu nenea Giant Chest. Măcar o trupă de porci. Un Bowler, not bad. Măcar îl donează. La mine, gen. Valkyrie, dacă tot o folosești bine, că o duce la level 7. Arrows. Bă, dacă nu le-au făcut deja, de fapt, poate să le facă acum level up, dar oricum putea să le facă și înainte, cred. Și Mega Fătărăul. Nu-i cine știe ce, adică mie nu prea-mi place cartea. Din două magical chest-uri, care șansele să fie ambele pe legheleu, adică nici măcar ori legendar din ele. 21, bă, aici există șansă, că dau deja multe comune. 32. 34, bă, le-au împărțit super ok-ish. A, nu mai, s-a dus. O, 13 porci, nice. Dacă dai acolo mai multe rare și mai multe epice, era clară treaba. Așa, nu prea bine. Nu știu ce level are la balon, dar în orice caz, ce mai contează? Măcar a dat o trupă de porci. Are porc unde, cumva. Bă, n-are porc un deck? Nu se poate așa ceva. E, în fine. Văd că joacă și la un deck cu graveyard, 25 de mortare, 29 de fătărăi. Bă, da, de data asta au dat multe comune așa dintr-un foc și văd că nu vrea să dea rare și din astea. Și dacă da acum toate epicele, hai mă, serios, un poison. Și 3 fătărăi de golem. Nu putea să dea 4 poison-uri acolo și să dea o legendară din Magical Chest. Ok, să zicem. Și asta e momentul, fraților, să apăsați din butonul de like. Să sperăm că totuși dă legendară de aici. O să vă zic din start. 11 tombstone ca în slăbuț. 27 rocket-uri. Nu știu exact cât erare trebuie să dea. Dacă dă comunele dintr-un foc. Asta trebuie să fac acum. Să dea comunele dintr-un foc. 520 le-a dat. Epicele. Perfect. Legendară. Și 23 din barosan din ăștia. Mamă, fratele meu, îl duce la level 6. Ești bun. Singura carte la care am și-o aproape de level 6 la epică e Bowler-ul, dar tot mai între vreo 20 și ceva de cărți. Ce legendară credeți că o să pice? Eu sper să-i dau Mega Knight-ul sau măcar o legendară pe care nu o are, dar nu când e lidiat. Plătiți butonul de like să fim super mega forță și hai să-i dăm drumul, scrieți în comentarii ce credeți că o să pice. Nu-i da ceva penal, fără Sparky, fără Sparky. Electro Wizard, genială carte și nu avea. Genial e Electro Wizard-ul. Avem și abonare de la Marius Papu. Mersi fain de subscribe, prietene. Bun. Hai să luăm un deck de aici și așa. Ăsta nu-mi prea place. Ăsta e ciudat, rău, rău. Spawnere, Goblin grămadă, nu-mi place. Ăsta pare ușor interesant, dar nu prea-mi place să joc la Freeze.
Dar apare nu prea am cu ce să joc altceva. Și să-l încerc ăsta, nu? E cam scump și nu mă prea știu juca cu deck-uri de genul. Da, hai să-l încercăm la 2v2. Ce se poate întâmpla? Să vedem dacă intră cineva din clan. Este cineva pe fază? Nimeni nimic? Nimeni? Mai stăm? Bun, deci nu intră nimeni. Băi! Chiar mi-e corect vagabonților. Eu știu că se scrie vagabond. Că vic match atunci. Dacă nu vor oamenii a juca. Johnny. Bă, n-are decul Johnny. Johnny Jonel. Nu prea știu ce combo-uri o să fac eu aici, dar... vedem imediat. Opa. Îl are pe fătă rău ăsta Barosan. Și level 10. Și Sparky. Cu ce facem counter la Sparky este întrebarea. Bine, o să punem Bats, doar că nu știu dacă reușesc să-i scot Scruffa destul de rapid. Hai, bun, a fost Carmio acolo, am crezut că o dat direct în, cum e, în turn. Hai să punem pompa vieții. Să ne creăm un pic de avantaj de elixir, dacă n-are cumva un fireball super spurcat cu care ne umflă rapid pompa. Și în teorie aș putea să fac un combo cu Pekka, ăsta în spate și după aia graveyard-ul pe turn. În teorie, în practică, probabil că o să dau fail, că mă știu juca cu cărți de genul. Stați liniștiți. Bineînțeles că are fireball. Firar al dracu de cioban, dar cred că am reușit să pompez încât să... cum îi zice, să compensez faptul că am băgat pompa de level de elixir 6. Acolo ar fi fost bună un zap, un orice, să-i dea reset la prostia asta. Dar aparent n-avem. Ce să vezi. Încă o abonare de la Wishmaster. Mersi fain de subscribe, prietene. Tare Sparky, mai ales dacă nu ai cu ce să dai după domnul Sparky sau doamna ce o fi. Sculă, mori. Bun, perfect. Acum aș pune pompa, dar 99% are fireball în mână și cred că mard. Opa. Ce-a făcut verișorule? Hai să băgăm aici și Bats. Și facem un atac pe partea asta cu Pecozini. O să facă probabil defend aici cu Sparky. Oh, nu cu Sparky. Ba, e bine, perfect, are vărul. Bușteanu, vărul. Băgăm aici să fie... Bine. Era perfect dacă băgam pe partea asta, dar n-am fost pe fază. Băgăm un Ice Wizard. Să fac un pic de defend. Oricum și turnul ăsta e jos, n-au cum să ne bată în momentul de față. Numai printr-un mega Bulanosaurus. Dacă ne dau la 3 coroane sau ceva vrăjoală de genul. Dar oricum cred că nu mai am ce să facă. În 11 secunde pana ar fi culmea. Dar nu e chiar atât de nașpa de costa. Tata, mă, nu știu cum e în arena, adică aici funcționează, cât îmi ajută cu echipierul din când în când. Sau alte vrăgeli. Bun. I-am adus un Silvăreanu. Nu donăm pentru că nu suntem la noi pe conștiu, știm ce și cum. Bun, păi cam asta a fost chest opening-ul, fraților. Știu că ați început să vă plictisiți de chestiile astea, dar pe contul meu să filmez tot cu Golden Chest și din astea am zis să încerc să strâng și eu. În următoarele 25 de chesturi, cred, sau 30 de chesturi, o să-mi vină încă un Giant Chest și un Magical. Și o să am ca și opening două Giant-uri și un Magical Chest. Și probabil dacă reușesc să le sincronizez cumva cu un legendar din shop și să zicem și un din asta un Clan Chest. Să fac și un chest opening decent pe contul meu, că n-am făcut niciodată un chest opening gen serios. Să fie acolo vreo 3 chesturi măcar rare. Cam de asta nu mai postez de pe contul meu, dar totuși am compensat cu live-uri pe contul meu. RIP Legendary Chest. Părerea mea e că, na, mai bine așa decât să postez
chiar în fiecare zi cu aceleași chesturi penale. Măcar o dată să fac și eu un chest opening decent pe contul meu, că după aia o să fie o perioadă de vreo 300 de chesturi până îmi dă niște chesturi cât de cât ca lumea. Cam asta a fost episodul, fraților, nu uitați, în descriere aveți un giveaway GTX 1050 Ti sau Rocket League, unul din două puteți să-l câștigați, sau de fapt să ai ambele, nu aveți cum, unul din două o să-l câștigați, gen tu ca individ, că ambele premii sunt acolo ca să fie câștigate. Și dacă vă interesează un joc asemănător cu Clash Royale-ul, doar că e pe Steam, tot în descriere aveți link-ul. Mersi fain de vizionare, să aveți o zi super faină, forță maximă la 600 de like-uri, salutare!